Sunt fiu de preot și preotul acesta era și cetățean. El vota după cum credea el că e bine să o facă. Dar niciodată, pentru nimic în lume, nu și-ar fi îngăduit de la înălțimea amvonului să-și îndemne credincioșii să voteze pentru un partid sau pentru altul, pentru un candidat sau pentru altul. Preoții sunt păstorii tuturor credincioșilor. Credincioșii pot să fie divizați pe probleme politice, ei sunt uniți din punctul de vedere al credinței. Preotul n-are de ce să se amestece în diviziunile politice ale masei credincioșilor. Pentru el, ei toți, fără deosebire, sunt fiii bisericii. El nu poate predica de la amvon cui să îi se dea votul. La drept vorbind, făcând lucrul acesta, cade pur și simplu din calitatea de preot. Pur și simplu. În bună regulă ar trebui caterisit.